Ne-am întors în direct, stimați telespectatori. Știu că voi sunteți prinși acum în mrejele aducătoare de bine, de lumină și căldură în suflet ale Crăciunului. Voi sper că știți sau n-ați uitat că mulți nu au sau nu pot să fie alături de voi pentru că sunt în suferință, sunt în lacrimi, nu trebuie să marșez pe chestia asta. Vreau, în schimb, să vă spun așa, cine își uită trecutul, cine nu își recunoaște valorile, cine dă la spate ce au făcut cei de dinainte, riscă să n-aibă nimic în față, riscă să nu aibă viitor. E greu pentru generațiile care acum au 15, 25 sau 35 de ani. E greu să înțeleagă, sau e greu să accepte, sau e greu să se uite la o astfel de emisiune sau la o astfel de pledoarie. E greu. Știu asta. De ce? Pentru că sunt cu totul și cu totul alte tentații, alte împingeri manipulatoare în media, sunt cu totul și cu totul alte valori promovate. Eu cred că următorul colind nu e integral. L-am primit de la cineva ca rugăminte și chiar așa e, ca rugăminte și ca sfat. Sfatul nu mi l-a dat, rugămintea a făcut-o, a formulat-o. Următoarea bucată de colind este un omagiu adus înaintașilor noștri. Un omagiu adus celor care au simțit și, din păcate, sunt din ce în ce mai puțini, simt românește. Foarte greu, foarte greu în 2019, la prag de 2020, să explici unei țări, unui popor, unor oameni, cum suntem noi românii, ce înseamnă să simți și să gândești românește, de vreme ce mulți, foarte mulți, nepermis de mulți dintre noi am uitat. Unii nici n-au știut vreodată. De ce? Pentru că s-au născut în neștiința și nedorința părinților lor de a-i educa și a-i crește așa. Ascultați un început de colind pe versurile lui Radu Gir. Versuri de Radu Gir, cântare de români, simțire profundă și cuvinte puține la mine față de cât ar merita și cântarea și simțirea lor. Și a ălora care au pătimit scriind și a ălora care au avut bucuria să poată cânta astfel de cântare. Este minunat. A venit și aici Crăciunul. Minunat.
Să știți că e ușor să faci audiență, ușor să miști acul audienței, e foarte ușor. Rețete simple pe care mulți le-au găsit. Rețete simple despre care eu n-am să comentez, deși le știu pe de rost. Am lucrat foarte mulți ani, foarte mulți ani, în cel mai făcător de audiență laborator. N-am să-i dau numele pentru că s-ar râcâi pe suflet unii. Dar vă spun, există două feluri oameni buni. Voi mâncați, beți, simțiți-vă bine, distrați-vă. Eu am să încerc, așa undeva în fundalul petrecerii voastre de Crăciun, să vorbesc. În cazul în care vă interesează. Știți că vă respect masa de Crăciun, știți că vă respect vinul bun, știți că vă respect reunirea familiei. Sunt aici doar ca să... doar ca să spun lucruri în care cred. Altfel, n-aș face emisiunea de azi. Vă spuneam, audiența e cel puțin de două feluri. Ca și creșterea reală sau creșterea negativă. Creștere pozitivă, la banii țării mă refer, și creștere negativă. Bine, că e o tâmpenie să spui creștere negativă, dar o folosesc foarte mulți, mai ales bancherii, ăștia pe televiziune, care se pretind analiști financiari. Hai de mama lor. Bine, vă spun așa, audiența este de două feluri. Audiență reală și audiență contrafăcută. Dacă iei două domnișoare puțin spre sumar îmbrăcate și le arăți la televizor dansând, făcând nefăcute, și mai pui și un domn lângă ele care se holbează, și ți-ai mișcat acul la dublu față de cât era acul de audiență înainte să apară domnișoarele. Dacă ai doi invitați care se păruiesc, se ceartă, sau cum s-a întâmplat tragic moment la noi într-un studio foarte aproape de mine, un invitat îi dă un pumn și îl dă cu capul de masă pe celălalt invitat, nu că ai mișcat acul, ai rupt acul de audiență. Asta vrem? Dacă asta vrem, e ușor de obținut. Ne simțiți care să bată un alt invitat într-o emisiune, găsești just like that. Fete dezbrăcate sau pe care le poți dezbrăca, și nu am nimic, Doamne iartă-mă, cu fetele. Fetele, majoritatea în România, sunt fete sănătoase la cap, normale. Adică fete care știu și când și cum să se dezbrace în taina intimităților. Vă spuneam că audiența reală e greu de făcut. E greu de făcut, dar e aia corectă. E aia asumată și e aia care îți arată valoarea ca stație de televiziune, cum e B1, ca emisiune, cum este, se întâmplă acum, sau ca telespectatori, cum sunteți cei de acasă care vă uitați la acest moment, la acest televizor, la această emisiune, la acest om care vă vorbește de Crăciun cu drag și cu sinceritate și își asumă. Să dai ce dăm noi pe post, și nu mă refer la imaginea asta minunată pe care o găsești pe internet, nu. Ce am dat până acum și cum am îmbrăcat în vorbe și în gânduri ce am dat până acum, nu e ușor, nu e la îndemâna oricui. Credeți-mă. Se poate spune, de exemplu, și o să mergem înapoi la momentul care mie mi-e cel mai drag din emisiunea de azi, deși și ăla pe care mi l-a cerut Cornelia Lalu cu Tudor Gheorghe e minunat, dar ăla era momentul de ieri. L-am dat acestei doamne pentru că m-a rugat și pentru că o prețuiesc pe avocata Lalu, ăla cu Tudor Gheorghe, melodia aia fabuloasă cu Raiul din Bărăgan. Momentul de azi pentru mine este format din două cântecele, unul în avionul Londra, satul mare, care arată cum se poate rupe o țară în două, un popor în două, și cum poporul ăla nu se lasă, nu se lasă, nu se lasă. Și va veni momentul, țineți minte ce vă spun, în care poporul ăla, adică ăsta, dintr-o populație ruptă în două, se redevină popor. Mai spun o dată, cu riscul să supăr. Va veni momentul, sper să apuc și eu în timpul meu biologic, în viața mea, de mi-a rămas, de a trăit, de a vedea cum o populație ruptă în două se transformă din nou în popor. Deci, spuneam, vom reveni la momentele cele două fabuloase, îl din avion și îl de nu știu unde, la o masă, unde diaspora cântă pentru rudele, prietenii și vecinii de acasă. Vreau să vă spun așa, e posibil să se găsească un netrebnic, un nevolnic, un neștiutor sau un neromân. Neromân, nu aromân. Aromânii sunt... Armânlu nu chiarii. Scria pe drumurile țării. Mergeam cu mașina pe drumurile țării, mă duceam spre Târgu Jiu, bă, și o curbă undeva pe dealul mare unde scrie Armânlu nu chiarii. Bă, și mă uitam, zic, bă, pare românește. Bă, dar nu e românește. Bă. Bine, m-a lămurit Pelican. Ne-a mitică Pelican să trăiască. Înseamnă
Aromachedonul nu piere, în limba armânească. Bravo, neamitică. Sănătate tuturor armânilor pe această cale. Vă spuneam că s-ar putea găsi cineva care să creadă, să zică, să facă ceva, să spună: bă, Barbu a dat un poet legionar la televizor, pe Radu Gir. Mi-am asumat pentru că Radu Gir nu este cunoscut în istoria literaturii române ca poet legionar. Este cunoscut ca spirit românesc pur, autentic. Bine, haideți, cu permisiunea voastră, să mai vedem odată o minunăție, dacă vă place. Mie îmi place foarte mult ce au putut să facă niște românași de noștri într-un avion de Londra, Satul Mare. Cum sună? În primul rând, cum sună? Atenție! Sună a pagubă pentru ce au făcut ăștia 30 de ani cu țara. Oprește, nu-i da drumul, oprește-l. Nu-i da drumul, că pierdem. Vorbesc și eu, cântă și ei. Păcat de ei, nu de mine, că eu mai pot vorbi. Ei nu mai pot cânta. Teddy, opriți-vă un pic. Vă spuneam, avionul ăsta este de Londra, Satul Mare. Numai faptul că există cursă Londra, Satul Mare, pare dezvoltare, pare 30 de ani de democrație. Bă, uite cum am ajuns, bă, leagă Londra de Satul Mare. Nu mă, fraților, nu mă, surorilor. Avionul ăsta e avionul tristeții, avionul durerii, avionul unui popor rupt în două. Nu vă bucurați că leagă Londra de Satul Mare. Plângeți faptul că ăștia din avion nu pot veni la măsa, la tasul, la copii și la bunici decât foarte rar, mă, foarte rar. Și nu pentru că n-au curse, ci pentru că n-au timp și bani. Este vorba de 30 de ani de rupere și bejanie, nici de cum de dezvoltare democratică post-decembristă, băi, prietenii mei. Iertați-mă că am ridicat de Crăciun vocea. Hai să ridicăm sunetul. Și oamenii ăștia cântau un avion, stimați telespectatori și meseni și români, undeva jos, la 10.000 de metri sub ei, pe pământ, nu știu unde, poate undeva între Londra și Satul Mare, la o masă românească în Bejanie, o să-i vedeți cum cântau alții pentru neamurile și frații și prietenilor imediat. Doar și poate, e adevărat. Sunt din toată țara și cântă cu toată inima. Cât adevăr! Yeah.
Lasă să cânte și hai să le și spunem pe fundalul ăsta minunat oamenilor. După aia dă ce vrei tu te din fundal. Să le spunem celor de acasă că știm să ne oprim și să ne înfrânăm pornirile de Crăciun. Căci am fi tentați, oameni buni, și în ziua de Crăciun să strigăm după ajutor. Să strigăm pentru cine ne aude în Italia, în Germania, în satul mare, unde merge avionul de l-ați văzut adineauri, până Dobrogea, până Timiș, Banat, Crișana, până Hăt în Bucovina, până Hăt la Dunăre, la Guri, în Delta. Bă, să strigăm după ajutor, că nu se mai poate, bă. Vin ani grei. Dar ce să spui de Crăciun că vin ani grei când oamenii sunt la masă? Că vin ani tulburi, dar ce să spui că vin ani tulburi când oamenii beau, desfac acum a doua sau chiar a treia sticlă de vin roșu de la adevărat românesc. Bravo vouă, bă. Așa și trebuie Crăciunul. Numai că sunt, repet, nepermis de multe case în care Crăciunul anul ăsta n-are nicio legătură cu ce vedeți în imagine. Bă, dar nici una. A, da, bravo, Teddy, dă-l pe ăsta. Da, Teddy, bravo. Surpriza lui Teddy. Dă-l pe full screen. Oh, I'm under the house. Well, can you say Merry Christmas to all the people out there? That's very nice. Oameni buni, v-am spus că este o dramă în ceea ce privește imaginea României. Asta este momentul de final al emisiunii. Știu că este o surpriză pentru voi să trecem de la minunățile de dinainte la o știre de, nu neapărat de ultimă, de mare efect, nu de ultimă oră. Dom'le, este Europa șocată de ce poate face justiția română. Și spun asta în contextul în care magistrații au pensii speciale. Magistrații, procurori și judecători au salarii fulminante. Magistrații au cea mai ridicată ștachetă a nivelului
lui de recunoaștere profesională peste profesori, peste medici, peste tot. Da? Bun. Într-o țară în care, spre șocul Europei, spre mirarea tuturor, dincolo de ce-ți poți imagina ca cetățean sănătos la cap, după părerea mea, să nu se supere Radu Hergeu, te salut, Răducule, și îți urez și ție și familiei tale și tuturor de la CNA Crăciun cu bine. Știrea este așa. Cum s-a făcut de râs justiția română? Imagini complete ale percheziților de cod din Țăndărei din 2010. Vă aduceți aminte? Trafic de copii. Zeci și zeci de minori din România traficați în Marea Britanie. Pentru cerșeală, pentru acțiuni, nici nu vreau să spun prin ce au trecut copiii aia. Vă repet, este vorba de elicoptere, de scinderi, de imagini, Teddy, că avem imagini de atunci. Copii traficați, copii chinuiți. Poliția britanică, specialiști ai poliției britanice și ai oamenilor de anchetă din Marea Britanie, nu doar polițiști de teren, au participat alături de ai noștri la ceea ce s-a numit ancheta secolului, începutului de secol în România, în ce privește traficul, iată imagini cu elicoptere, cu tot ce vreți. Oameni buni. S-au capturat arme. Pistol mitralieră AK-47. S-au capturat uriașe cantități de aur, bani, muniție. A fost ceva haos total. Finalul acestei acțiuni din Țăndărei. Finalul. Dă mai sus un pic. O să revenim la fotografii cu bani, cu aur, cu arme. Dă mai... coboară. Mai repede. Stop joc. În cazul în care toți inculpații au scăpat, toți inculpații români. Bă, toți au scăpat. De ce? Vă spun imediat. Cităm din Libertatea. Puteam să luăm două runde, dar cea mai documentată anchetă este în Libertatea. Și le mulțumesc colegilor de acolo. La tribunalul Harghita au scăpat toți în prima instanță. În urmă cu 9 ani, după 9 ani de proces, 26 de interlopi din Țăndărei acuzați că au exploatat copiii romi, copiii de etnie romă, în Anglia au fost achitați. Libertatea a scris azi că procurorul de ICOT, Olga Vrânceanu, același din cazul Shanghai, în care a clasat cazul la 10 ofițeri care protejau o rețea de trafic. Băi, ești nebun la cap. 10 ofițeri care, în opinia anchetatorilor și în opinia multora, și a celor care în presă au făcut anchete, și nu numai, și în lumea lor, a procurorilor, 10 ofițeri protejau o rețea de trafic de minori, a eșuat în a dovedi infracțiunile în instanță. Asta în timp ce, atenție, ca să... Îmi pare rău că e Crăciunul, știu. Bă, dar nu poți să treci peste asemenea enormitate, peste asemenea pată pe obrazul țării și a justiției din țara asta, fiți atenți. 120 de inculpați au fost condamnați în Marea Britanie în același dosar. Repet, la noi, condamnați, zero. În Marea Britanie, condamnați, 120. În timp ce eu voi avea o corespondență telefonică cu o persoană care știe la nivel de detaliu ce se întâmplă în această tragedie pentru justiția română. Nu mai este eșec, nu mai e chix. Bă, este o tragedie de imagine și de încredere în justiția din țara mea și a ta, a celui care te uiți la emisiunea mea. O să mergem la Silvia Tăbușcă, președinte al Centrului European pentru Educație și Cercetare Juridică Ecler. Sărut mâna, Silvia! Bună seara și Crăciun fericit, atât dumneavoastră cât și telespectatorilor. Și ție, Silvia, și iartă-ne, știm că în seara de Crăciun nu este indicat să sun, dar îți mulțumesc că ne ești alături, pentru că ecourile acestei drame a justiției românești au depășit de mult frontierele țării noastre și ale Angliei cumulat. Te întreb, ce trebuie să înțeleagă un român, chiar și în noaptea de Crăciun, chiar și în ziua nașterii Domnului, din această... Bă, dramă a justiției, uite-l pe polițistul britanic, care a lucrat la cazul din Țăndărei, oameni buni, după ce justiția i-a achitat pe toți inculpații acuzați în România, ăștia în Anglia i-au condamnat pe toți, 120 de inculpați pentru trafic de minori romi, de etnie țigănească din România, sunt trist pentru victime. Am trimis probe în România, a trimis probe, mă, poliția britanică, recunoscută ca fiind una dintre cele mai bune poliții din Europa, a trimis probe la București. Ce a făcut justiția română cu probele lor? Nu pot să spun că e masa de Crăciun. Dacă îi aduceam în Regatul Unit, erau condamnați de mult. Te ascult, Silvia. Eu aș spune că e un moment potrivit să ne uităm peste astfel de situații. Noi am numit petiția noastră o rază de lumină și speranță pentru copiii români victime ale traficului de persoane.
care, datorită faptului că în România nu avem instituții care să fie foarte eficiente în combaterea acestui fenomen, nu se pot bucura de aceste momente. Nu se pot bucura de Crăciun, nu pot să aibă fericirea și liniștea pe care poate noi, toți cei care discutăm astăzi, ne bucurăm de ele. Dă-le pe post, Edi, casele. Avem și... Uitați-vă, imediat, Silvia, vin la tine. Nu trebuie să le văd eu. Iată pe una. Unul dintre palatele, doi dintre palatele, trei dintre palatele, 145 dintre palatele celor din Țăndărei, care toți, să le dea Dumnezeu sănătate ca să nu creadă cineva că noi facem justiție televizată. Nu! Iată, mâncava-și gura. Iată, mă, prieteni care sunteți la masa de Crăciun. Așa arată căsuțele celor care toți au fost achitați, deși se crede despre unii, bineînțeles nejustificat după justiția română, că ar fi interlopi care trafichează minori țigani în Anglia și îi exploatează pe copii. Justiția română n-a găsit pe niciunul vinovat. Procurorii români cu pretenții de pensii speciale n-a găsit pe nimeni vinovat, i-a achitat pe toți. Asta e! Eu cred că domnul Bogdan Licu, pe care îl salut cu tot respectul, știe că îl prețuiesc. Domnul procuror, șef interimar al țării, știe cât de tare îl prețuiesc și nu e nicio silabă aiurea. Pe Bogdan îl cunosc bine și îl prețuiesc mult. Dar sper că cineva, dacă nu se uită și la Crăciun e ocupat cu altele, îi spune: bă, până și poliția britanică, Bogdane, asta să-i spună domnului procuror general al Republicii, bă, s-au săturat și aia de noi. Ne-au trimis și probe, ne-au dat și pe mama și pe tata, iar noi ne-am bătut joc. Iartă-mă, Silvia, te ascult. Ceea ce cred că trebuie să conștientizăm în acest moment este faptul că nu avem capacitatea instituțională de a lupta împotriva... Păi de ce, bă, Silvia, iartă-mă, Silvia, doamna președinte, iertați-mă, nici nu știu cum să te abordez, Silvia, pentru că știu că ești un om minunat. Cum să înțeleagă românii că dăm o poală de bani, o poală de bani, ca să avem un act minimal de justiție și tu ne spui pe bună dreptate că noi nu avem puterea instituțională, ce frumos te exprimi, ce elevat, noi nu avem puterea, adică nu suntem în stare să facem actul de justiție pentru copiii ăștia traficați. Avem nevoie de o cooperare interinstituțională care, din păcate, nu este foarte bine pusă la punct în momentul de față. Iar aceste deficiențe instituționale duc la afectarea securității fiecarei persoane. Pentru că am văzut și la Caracal și multe alte situații în care fetele sunt răpite și sunt scoase în mod legal sau ilegal din țară. Prin urmare, e nevoie să ne aplecăm spre acest fenomen și să recunoaștem că avem o problemă și să găsim soluții. Silvia, tu ești Dita Mai, șeful la centrul nostru, Centrul Românesc pentru Drepturile Omului și Migrație. E corect, da? Da. Te întreb așa, direct. Ce înțelegi tu, care de ani de zile te ocupi de reprezentarea unor interese românești în afara țării, în lume, și de relația României cu lumea pe aceste coordonate, ce înțelegi tu, Silvia Tăbușcă, din faptul că la noi au fost considerați nevinovați toți inculpații și trimiși acasă, fac acum Crăciunul lângă familiile lor și mă bucur pentru ei, pentru că fapta nu există, deși în același dosar, în Marea Britanie, 120 de oameni sunt în spatele gratilor. Înțelegerea mea este că rețelele sunt foarte puternice și că au capacitatea de a influența autorități în plan național, astfel încât să poată să-și ducă mai departe activitățile ilegale sau la limita legii. Pentru mine asta este o certitudine, când mă uit nu numai peste cazul Țăndărei, dar peste mai multe cauze pe care le cunosc în România. Mi-e frică să te întreb, Silvia Tăbușcă, la ce te referi când spui că aceste clanuri de interlop sunt atât de puternice încât pot influența, și te citez, instituții ale statului român care trebuie să aplice legea. Nu spun numai eu, și ministrul justiției Predoiu a afirmat, cred că în 2016, că România are nevoie să se uite mai în detaliu asupra crimei organizate în România și să considere combaterea criminalității organizate ca o formă de menținere a securității în plan național. Deoarece menționa dumnealui la acel moment
rețele de crimă organizată au ajuns să numească în plan local procurori, judecători și polițiști. Prin urmare, probabil că dumnealui, dacă a făcut o astfel de declarație publică, avea informații solide în spate. Doamna Tăbușcă, Silvia dragă, în 2016, anul în care spui tu că domnul Cătălin Predoiu a făcut afirmațiile astea și nu contest, te cred. Cătălin Predoiu era nimeni, mă rog, nimeni în raport cu justiția română. Era cineva care fusese cândva ministru al justiției. Astăzi, Silvia, domnul Predoiu este ministru plin al justiției în cabinetul Orban. Întrebare directă. După această decizie a parchetelor românești de trimitere acasă, pentru că fapta nu există, a tuturor celor suspectați, inculpați că au traficat minori de etnie romă, care a fost poziția domnului Predoiu? Una. Și care crezi tu că ar trebui să fie reacția statului român de la președintele țării în jos, având în vedere că acest scandal este privit în presa britanică ca un eșec uriaș, răsunător, monumental al justiției române, în același dosar în care justiția britanică și-a făcut treaba? Oarecum declarațiile au fost similare între declarațiile făcute de mine și domnul ministru. Dumnealui a spus că, indiferent dacă au fost probe și nu au fost utilizate sau nu au fost probe și nu s-a făcut o cercetare la nivelul parchetului suficient de detaliată, în ambele situații avem o problemă. Și sunt convinsă că dumnealui va încerca să identifice această problemă și să avem o reformă reală la nivelul parchetelor, dar și la nivelul instituțiilor statului pentru o mai bună cooperare. Voi, Centrul European pentru Educație și Cercetare Juridică, Silvia, ce reacție ați avut după această decizie a justiției române? La nivelul grupului independent de lucru împotriva traficului de persoane și migranți, s-a decis ca noi să nu mai acceptăm lucrurile care se întâmplă în România, să vorbim public despre ele. Și reacția a fost următoarea. Să recunoaștem că avem gunoiul în casă, să nu-l mai ascundem sub preș, ci să începem să facem curățenie. Deci, o secundă, Silvia, dă și articolul în care se vede imaginea doamnei Silvia Tăbușcă, ca să știe lumea cine este în echipa foarte mică a României, și nu mă refer doar la Silvia, mai sunt români care în diverse posturi, cum este ONG-ul Silviei Tăbușcă, ea este cea care la telefon ne spune această dramă, partea de adevăr din această dramă. De ce spun partea de adevăr? Pentru că adevărul complet nu poate să-l spună. De ce? Silvia n-are dovezi. Îl știe. Partea de adevăr pe care Silvia Tăbușcă poate să o spună la o televiziune națională de știri în ziua de Crăciun, pentru că este evident, ce spune Silvia este evident. Vă spun eu celor de acasă, în cazul Țăndărei, sunt oameni care știu exact cât de profundă e mafia și cât de profund este interlopul în justiție, am vorbit generic ca să nu se supere Radu Hergeu de la CNA, dar Silvia nu poate detalia. De ce? Pentru că nu are probe și ea nu este instanță. Ea, ca și mine, poate vorbi. Și mă bucur că a luat decizia, nu e prima oară când ia decizia, doamna Tăbușcă, să vorbească. Te întreb, Silvia, în încheiere și înainte de a-ți ura și ție și celor cu care acum ești acasă la masa de Crăciun, toate cele bune. Te întreb, crezi că în cazul Țăndărei va exista vreo lumină de speranță în a se face justiție în țara asta, așa cum s-a întâmplat în Anglia, în același dosar? Din păcate, nu. Este foarte târziu. Chiar dacă am încercat să identificăm probe sau să solicităm probe suplimentare din Marea Britanie sau să ne uităm peste probele din România, faptele s-au prescris în mare parte sau se vor prescrie anul următor. Deci, rețeaua nu mai poate fi condamnată în niciun fel. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, Crăciun cu bine și ție și prietenilor și familiei tale, Silvia, și iartă-ne că te-am deranjat de Crăciun. Luăm publicitate, stimați telespectatori, și revenim pentru finalul emisiunii cu o dedicație care să vă descrețească frunțile, pe care vă cer scuze că vi le-am încrețit cu acest intermezzo în ceea ce face justiția din țara asta. Ne-am întors.
Multe mesaje, foarte multe mesaje, le trec repede în revistă. A revenit Tăbușcă, a revenit și contestatarul doamnei Tăbușcă, care îmi spune, mă întreabă cine ți-o bagă pe gât pe Tăbușcă, dă și tu căutare să vezi cine e, că nu e în regulă, că nu știu. Uite care e treaba, prietene. Identifică-te pe telefon, că nu știu cine ești, iartă-mă, sincer. Fiind Crăciunul, n-am să ridic tonul, n-am să folosesc invective, știți că sunt mai coleric așa, mai dintr-o bucată. Zi-mi așa, mă cheamă Popescu Ion și-ți promit, public, uite, păstrează și CNA-ul Radu Hergeu. Îl știi pe Radu Hergeu? Păstrează omul roșu de la CNA, păstrează înregistrarea să mă amendeze când are cazul, sau pricazul, sau când are comandă, sau n-are. Declină-ți identitatea, că așa te ascunzi în spatele unui număr, nu știu cine e, sincer. Și spune, mă cheamă Popescu Ion, sau Popescu Ioana, sau Basilica, sau cum te cheamă, și promit că data viitoare te sun pe tine, nu mai sun pe doamna Tăbușcă. Am fost sunat pe cineva care o contestă. Iar cine mi-a băgat-o pe gât? Presa scrisă, pe care ai văzut că am și prezentat-o pe post. Este unul dintre oamenii care în presa scrisă, mă rog, presa online, da? Eu sunt obișnuit de pe vremea mea, când era presa scrisă, presa radio, presa TV, audiovizual. Bine, deci nu fi tendențios. Și nu-mi vorbi pe tonul ăsta, nu-mi spune că mă fac de rahat. Că s-ar putea să mă fac, s-ar putea să nu mă fac. Sunt un om prea corect și pentru tine, și pentru Tăbușcă, și pentru alții. Ca tine sau ca Tăbușcă. Repet, identifică-te și promit că te sun. Când voi avea de discutat despre țăndărei, acum te-aș fi sunat să te întreb tu cum vezi, prieten neidentificabil în spatele unui număr de telefon, situația de la țăndărei și mizeria din justiția română. O justiție care în același dosar cu britanicii n-a condamnat pe nimeni, iar ei au băgat în spatele gratilor 120 de persoane, bă, prietene. Bine, dați-mi voie să vă spun sărbători fericite. Crăciun cu bine. Să vă doresc din tot sufletul sănătate, că restul le mai cumpărăm. Dacă avem cu ce, le mai cumpărăm. Sănătatea nu. Cât mai avem, Teddy? Vreau să vă las la finalul emisiunii cu tot ce e mai bun și mai frumos. Copiii care se colinde, chiar dacă nu-i la ușa voastră, este pe micul ecran. Merită să-i ascultați. Doamne ajută! Florile de albe și ne aduc pe Dumnezeu.
Haideți în casă. Haideți în casă. Colinda.